Să ne lămurim. De cap calculele domnului Iahan. În foarte scurt timp, mai rămâneți un pic, domnule Coita. Doamna Marinela Angheluș, credeți că, nu știu, îl va sfătui președintele pe Ludovic Orban să îi schimbe pe cei trei miniștri sau e vreo strategie? Mă gândesc, vorbim de un guvern totuși minoritar, te duci în Parlament cu niște emoții foarte mari, că s-ar putea să nu treacă. Din punctul meu de vedere, cred că va trece acest guvern, în primul rând, și va trece chiar cu susținerea multor social-democrați. Vom avea surprize luni la votul de investire. De asemenea, cred că Ludovic Orban nu va renunța la cele trei nume de miniștri, chiar dacă au fost respinși în comisii. Nici nu trebuie să renunțe. E un aviz consultativ totuși, dar niciodată până acum nu s-a mers cu niște miniștri care au primit aviz negativ. Sunt totuși niște nume apropiate premierului desemnat Ludovic Orban, niște nume agreate chiar și de președintele Klaus Iohannis, și sunt sigură că va merge în continuare.